Accident grav petrecut pe raza localității Fovene, Brănești. Trei autovehicule, printre care și o ambulanță, au fost implicate în accidentul care s-a soldat cu trei victime. Un conducător auto și două persoane din autospecială, respectiv șoferul și un medic, au fost răniți și au fost transportate la spital. Polițiștii sosiți la fața locului au testat cu aparatul etilotest toți cei trei șoferi, iar rezultatele au fost negative. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și se fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.